contactat de la Fundația Pact Gabriela Angel. O fată foarte inimioasă, ne-a inspirat foarte multă încredere. Noi ne-am dat seama că ne-am îngămat la un lucru greu. Nu imposibil, dar greu. Și nu știam, tot nu știam cum va fi și ce va fi și nici acum nu știm tot. Dar a venit și ne-a arătat că dacă noi putem, pot și alții. Și dacă noi, așa cum suntem noi, oameni de la țară, dintr-un sat din Bărăgan de aici, dacă am plecat noi de acasă și vrem să facem ceva, cu siguranță, dacă spunem altora, o să vină și ei. Și asta am făcut. Am întâlnit oameni curajoși, oameni calzi, care ne-au ajutat și ne-au redat încrederea în noi să putem să facem acest proiect în care să ducem mai departe tradiția la sat. Da, la biserică. Nu mai ieși. Cum îl cheamă? Întreba și eu. Interesat. Și asta este cusătură de la noi din Bărăgan. M-am asociat și eu cu fetele mele aici și zic eu că m-am implicat așa, binișor. Am plecat pe o idee fixă. Noi asta vrem să facem și ne-au explicat că de fapt nu e așa, că pactul lucrează în comunități, dar cu toată comunitatea. Trebuie să spunem comunității că existăm, că ne-am format ca grup, să-i chemăm, să identificăm toți nevoile din comunitatea asta, nu să facem ceea ce vrem noi. Prima dată am identificat nevoi, am pus pe o listă, s-au făcut 29 de nevoi. După care am plecat prin sat și am aplicat chestionare. Noi am prioritizat și atunci a reieșit nevoia cu muzeul, s-a bătut cu discoteca și a reieșit muzeul. Să vezi ce ne promovează până la urmă și o să știe toată lumea din Mircea Vădă de la Brăila. Și aici o să fie scândură. Până la ce nivel să fie primit? Ne-am gândit cu colegele mele să facem această căsuță pentru a atrage cât mai mulți turiști la noi în sat și de a ne reveni copiii care ne-au plecat din sat din motivele care sunt în țara noastră, lipsa locurilor de muncă. Să face ceva pentru comună, pentru tineret, sperăm să facem și pentru bătrâni. Și m-am implicat să zice copiii, nepoții mei, când ori trece până Mircea Vodă, că na, toți suntem muritori, să zic, a, uite și mama Lila a fost aici și a făcut și ea ceva, a pus și aici o mână de pământ. E o căsuță unde să avem o colecție de obiecte tradiționale din localitatea noastră. O să se spună că nu sunt doar specifici brăilene obiectele noastre sau țesăturile, sau, dar e normal să fie așa la Mircea Vodă, pentru că Mircea Vodă nu e un sat specific brăilean. E primul proiect din Mircea Vodă care implică toată comunitatea. Eu vreau să le dau un exemplu, că eu la o vârstă așa, totuși am curaj să înaintez cu ceva, nu? Și așa o să dau curajul poate la mai multe. Așa o să învețe și ele la iarnă. Muscă una lângă alta, muscă sărită, muscă una în stânga, una în stânga. Mulți dintre ei cred eu că o să-și deschid o afacere din lucrurile care o să învățăm noi aici. E greu de crezut într-un sat de la țară că lumea se implică voluntar, dar sperăm încet, încet să le arătăm că chiar facem treaba asta voluntar cu toții și că ne implicăm de drag în satul nostru. Lumea e bucuroasă că vede că se realizează ceva la noi în comună și simte că o să fie ceva bun. Simt o bucurie în sufletul meu așa că înaintează ceva.